Bună ziua, sunt Dan Giușcă, numele meu este Dan Giușcă și astăzi vreau să vă prezint un studiu de caz al implementării produsului nostru de field service, o implementare customizată pentru compania de utilități Apanova. Am să vă spun din start că am pregătit fix un slide și anume ăsta, iar în rest am încercat să intru direct în aplicație. Pentru început aș vrea să vă întreb câți dintre dumneavoastră s-au inundat măcar o dată în viață? Deci aproape toată lumea s-a inundat cel puțin o dată în viață. Și înseamnă că știți că problemele astea care sunt în legătură cu apa sunt niște probleme care produc necazuri, produc pierderi, oamenii sunt au de plătit lucruri și atunci sunt destul de neplăcute. Vă imaginați că dacă într-un bloc de locuințe există o singură țeavă sau două țevi care produc atâtea dezastre, la nivelul Bucureștiului există sute de țevi, mii de țevi și toate acestea sunt în administrarea Apanova și din acest motiv cei de la Apanova au nevoie de soluții pentru a interveni în timp la toate aceste avarii. Aș vrea să vă prezint acum ce înseamnă o soluție de field service, cum am gândit-o noi împreună cu cei de la Apanova, interesul lor fiind clar de a-și eficientiza activitățile. Înainte de implementarea acestei soluții, varianta era primirea unor sesizări la telefon cel mai des, se notau pe o hârtie, se contactau telefonic niște meșteri, niște instalatori, specialiști altfel, care încercau să facă față cu următoarele probleme. Trebuiau să se intereseze, ei primeau adresa, nu știu, strada Sărmului numărul 18 și probabil că s-a inundat ceva acolo, atât primeau și trebuiau să facă față problemei de a ajunge cu rapiditate la locul intervenției și de a rezolva acolo problema. Ca soluție, pune-te, rog, ecranul nostru. Ca soluție, li s-a montat în mașina de intervenție o tabletă. Acea tabletă funcționează în modul următor. Afișează tot timpul poziția pe care o are mașina respectivă pe hartă. În momentul ăsta, din cauza lipsei GPS-ului, suntem undeva prin ocean. Și afișează într-un mod similar comenzilor de taxi, ce sesizări apar, care pot să provină din diverse sisteme, fie că sunt preluate, fie că sunt trimise prin SMS, fie că sunt preluate în helpdesk, fie că sunt preluate din orice altă, din orice poziție. Da? În momentul ăsta, la această mașină pe care vă o prezint eu, există două sesizări, să le spunem. Aceste sesizări, una pe strada 13 septembrie și una pe strada Episcopul Radu, pot fi preluate de mașina la care mă aflu în momentul ăsta. Și haideți să preluăm una să vedem ce se întâmplă. Am spus că vreau să preiau această mașină. Sistemul îmi deschide automat Waze-ul. Câți dintre dumneavoastră au folosit astăzi Waze-ul? Iarăși, aproape mai mulți decât cei care s-au inundat. Aplicația deschide Waze-ul, setează destinația sesizării pe care sistemul nostru o dă Waze-ului și în acest fel conducătorul auto poate să se deplaseze pe ruta propusă de Waze către locul intervenției. Ajuns într-o rază de 50 de metri, sistemul recunoaște apropierea față de locul sesizării și intră automat în modul în care trebuie să poată să rezolve problema. Da? Adică toți pașii ăștia pe care i-a făcut acum Dorin nu sunt necesari pentru că sistemul recunoaște proximitatea față de adresa intervenției. Oamenii care ajung acolo sunt
de obicei instalatori. Ei trebuie să opereze rapid. Aplicația prezintă niște butoane mari și simple de utilizat, astfel încât să fie facilă operarea lucrurilor. Haideți să mergem pe un caz de intervenție finalizată. Se confirmă. Bun. Avem de completat diverse informații. Multe dintre aceste informații sunt preluate automat din back-office, de la momentul sesizării, astfel încât tehnicianul de la fața locului doar va confirma și va modifica anumite lucruri care trebuie făcute acolo. Ok, mergi înainte. Mergi. Schimb, operează, te rog. Ok. Nu vreau să vă explic ce înseamnă toate detaliile astea, pentru că sunt detalii specifice tipului de lucrare pe care îl avea de selectat. Dacă puteți observa aici că există o groază de parametri specifici care trebuiesc configurați în parte pentru orice soluție de field service veți folosi. În așa fel încât, ajungând în ecranul final, din câteva clicuri, operatorul va reuși să închidă intervenția pentru care s-a prezentat. Gata, poți să închizi intervenția. Astfel încât am rămas cu intervenția finalizată. În acest fel, un operator, un tehnician care este în teren, va reuși să transmită toate datele necesare în back-office. În acest moment, clientul care a emis sesizarea este înștiințat că avaria s-a rezolvat, că problemele sunt ok. Pentru ca în back-office să se știe tot timpul pe unde se află mașinile, există prezent în zona de back-office, noi o numim back-office, o zonă de dispecer în care se văd toate mașinile care sunt alocate activității de intervenție. De asemenea, se văd toate sesizările și locurile unde apar. Aici este o situație de test în care am pus doar câteva mașini, doar ca să vă faceți o idee cam ce înseamnă o funcționalitate de dispecer. Și puteți observa, se poate observa mișcarea fiecarei mașini în teren, se poate observa care mașină este mai aproape de o anumită intervenție și se pot direcționa mașini către intervenții în funcție de proximitatea acestora față de intervențiile respective. Sigur, APA Nova a obținut prin folosirea unui astfel de sistem niște timp de răspuns la cererile clientului în baremele impuse de autorități. Trebuie să știți că ei au bareme de 2 ore de a răspunde la orice intervenție. Fără o astfel de aplicație, practic, ei nu ar fi reușit să răspundă decât foarte greu la astfel de intervenții. Totodată aș vrea să vă spun că APA Nova a fost foarte interesată și este în continuare interesată de dezvoltarea unor astfel de sisteme, astfel încât întreaga lor activitate, bazându-se pe tehnologie, să devină din ce în ce mai eficientă. Ce a reușit acest sistem să rezolve au fost următoarele lucruri. Poți să treci în slide, te rog. Au reușit să vizualizeze tot timpul unde sunt mașinile, au reușit să reducă și să elimine de fapt complet partea de utilizarea hârtiei în ceea ce înseamnă dispecerizarea întregului acest element. Au reușit să-și gestioneze stocurile cu tableta. O funcționalitate importantă de care aș dori să vă spun este faptul că în fiecare mașină există materiale
cu care tehnicienii se duc la lucrare. Stocurile din această mașină sunt operabile din tabletă, astfel încât se poate cunoaște în orice moment orice cantitate de stocuri care există pe tabletă, și s-au obținut o posibilitatea de a genera rapoarte în conformitate cu cerințele actuale. Aș vrea să vă arăt raportul de tură, dacă... orice utilizator poate vedea pentru fiecare schimb cum a decurs o tură de lucru, cât timp a stat fiecare om în deplasare, cât timp s-a aflat în execuție, se poate determina care este, câte lucrări s-a prezentat, ce distanță a fost parcursă de mașina respectivă. Da, se pot genera apoi rapoarte despre consumuri și despre eficiență în tot ceea ce privește acest lucru. Soluția de field service este o soluție pe care noi o oferim ca și platformă și trebuie să realizăm configurări specifice implementărilor pe care clienții le doresc, datorită specificității fiecărei tip de activitate în parte. O parte dintre lucrările care se pot executa în teren au nevoie de date specifice activității, dar există și varianta folosirii unei soluții care nu trebuie configurată, o soluție off the shelf pe care vă putem prezenta la cerere. Ok, gata. Poftim? Nu. Păi nu. Ah, mersi. Nu. Dacă aveți întrebări... Întrebări? Întrebări pentru Bento? Îmi puteți spune dacă soluția... există doar pentru companii de apă și canalizare sau există și împachetări pentru electricitate, gaze, cablu? În momentul, soluția este pregătită să funcționeze pentru mai multe companii. Noi avem implementarea de la Apanova, avem implementare în domeniul gazelor, avem implementare în domeniul energiei electrice. Avem un proiect care vizează schimbarea de contoare cu smart metering care se întâmplă în zona Europa. Nu este aplicația de mobil folosită aici. Așa cum v-am spus, aplicația de mobil trebuie customizată pentru nevoi specifice. Doar dacă am putea să vorbim puțin despre cazul electricitate, schimbări contoare, tehnicianul care ajunge în teren trebuie să înlocuiască contorul vechi cu contorul nou, trebuie la contorul vechi să înregistreze indexul și trebuie să înregistreze de asemenea indexul de la contorul nou. Toate aceste date trebuie comunicate în siguranță către back-office, pentru că în baza acestor date, practic, se va face facturarea consumatorului și așa mai departe. Din cauza asta, una din aturile foarte importante ale soluțiilor de field service e tocmai faptul că colectarea datelor din teren se transmite safe și în timp real către back-office, datele putând fi utilizate chiar în momentul acela. Ce tablete folosiți, având în vedere că echipele nu sunt tocmai atente cu mediul de lucru, în mediul de lucru? Bineînțeles că trebuie să folosim, având în vedere că vorbim despre tehnicieni, trebuie să folosim tablete RAGT sau, mă rog, tabele care să se potrivească cu mediul industrial. Folosim diverse tipuri de tablete, nu avem Android în principal sau și... Și Android și Windows, cam astea sunt, și Android și Windows. Mai puțin iOS, pentru că sistemul de operare nu este potrivit pentru utilizarea în mediul industrial neapărat. Mulțumesc! Alte întrebări, dacă sunt din sală? Dacă nu, vă mulțumesc pentru prezentare și evident rămâneți disponibil pentru discuții. Sigur! După.
Vă așteptăm la standul nostru, care se află aici, pentru orice discuție legată de field service și de orice altă soluție furnizată de Bento.